Teoria ca teoria, practica însă ne omoară. Pornind de la această zicală, mai mulți profesori de la UMF Craiova, specialiști în medicină dentară, au inițiat un proiect prin care să le dea viitorilor stomatologi șansa să pună în aplicare toate cunoștințele dobândite la cursuri. Timp de 18 luni, cei peste 400 de studenți au învățat în cadrul unor clinici să lucreze cu tehnica modernă, dar și ce presupune să fii patronul unui cabinet stomatologic. Noi îi pregătim pe studenți din punct de vedere al patologiei și tratamentului în medicina dentară, dar în timpul facultății ei nu studiază o disciplină care să-l arată felul în care trebuie condus un cabinet de medicină dentară. În primul rând, proiectul s-a adresat stagiului de practică de vară, pe care studenții noștri trebuiau să-l realizeze în fiecare vară, și dar nu era organizat foarte judicios. Fiecare își făcea practica de vară la cabinete de medicină dentară din oraș. Nu aveam un control a ceea ce făceau la aceste cabinete. Intitulat generic Sprijin pentru facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii, proiectul s-a adresat studenților de la medicină dentară și tehnică dentară. Pe lângă exercițiul practic, studenții au învățat și cum să-și organizeze activitatea în cabinetele medicale. 20 dintre ei, proaspăt absolvenți, și-au găsit deja un loc de muncă. Cel mai greu ne va fi cu pacienții. Până ne vom face cunoscuți, suntem încă la început de drum și lumea nu ne cunoaște. Asta ne va fi partea cea mai grea. Dar și toate celelalte, inclusiv contabilitatea, inclusiv toate actele care trebuie realizate într-un cabinet, avem o idee, dar nu am fi în stare să ne descurcăm singuri. Domeniul nostru de activitate este cu totul altul. Proiectul ne-a permis să ne dotăm cu aparatură performantă și aici mă refer la un microscop endodontic de ultimă generație, mă refer la un micromotor endodontic cu apex locator încorporat, la un sistem integrat Texcan BioMG care există doar în alte două orașe din țară. Proiectul a debutat în aprilie și s-a încheiat la acest sfârșit de săptămână.